Vă mai aduceți aminte, doamna Lipă, de un echipaj care la Los Angeles a făcut lucrul ăsta? Mai țineți minte cine era acolo? Nu mai țin minte că au trecut atâția ani, dar mă bucur că... Păi era doamna Popescu și mai era cineva în barca aia. Și mai era... Doamna fotbalului românesc. Doamna fotbal... Da, doamna fotbalului românesc. Da, era mezina lotului. Da. Mă bucur că avem aceste două sportive de excepție, care, vă spun sincer, că de când m-am retras, mi-au trecut prin mână multe generații. Sunt două sportive cum rar mi-a fost dat să văd. Să ai emoții, să nu știi ce-i cu tine și să nu te arăți și să ai puterea să zâmbești. Cum Dumnezeu să nu câștigi știind că ești bine antrenat? Corect. La ce ne așteptăm? Că noi vrem să vă mai sunăm și în zilele următoare. Păi mă sunați sigur, nu așa. Puteți să o liniștiți? Deci mă sunați sigur. De la distanță puteți să o liniștiți? Nu, 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 dar nu-i bine să o liniștim. Mai avem trei echipaje în finale, categoria ușoară, dublu rame de băieți, care o să vedeți niște curse extraordinare, și bineînțeles optul de fete, care astăzi m-a uns pe suflet. Deci au făcut o cursă excepțională, cu record mondial și record olimpic. 5.52, Suzi, știe ce înseamnă lucrul ăsta. Deci, extraordinar. Mi-a părut rău în schimb de băieți, pentru că nu au acces în finala mare, dar nu că n-au ei valoare, ci pur și simplu ghinionul a fost de partea lor. Vântul s-a ridicat foarte tare și avantajați au fost cei de pe culoarele astea aici, 5 și 6. Băieții noștri, din nefericire, au avut culoarul 1. Și așa s-a scris istoria la Tokyo. Corect. Dar obiectivul e atins, că a zis din trei finale trebuie două medalii. Le avem, nu? Deci obiectivul este atins. S-a schimbat. Asta, da. Obiectivul Federației Române a fost două medalii, cât mai strălucitoare. Restul, ieșim, cum se spune, este bonusul sportivilor, pentru că munca lor de 5 ani de zile trebuie răsplătită în medalii. Corect. Fără, iertați-mă un pic, fără să... pe ei, pentru că nu avem de ce să punem presiune pe ei. Antrenorul principal, Antonio, ei când ies pe apă le spune distracție plăcută. Care asta înseamnă enorm de mult. Și atunci... Da, fără să fie limbă de lemn, am revenit, fără să fie un șablon, am revenit în elita canotajului și în elita sporturilor astea pe apă? Deci... Am fost un picuț... După 12 ani, când mulți m-au încurajat că asta este situația și că eu trebuie să mă obișnuiesc cu gândul că noi nu mai suntem unde am fost și nu vom mai fi unde am fost și că eu trebuie să accept să ni se cânte muzica și să trecem linia de sosire, am zis pentru mine nu sunt decât două linii. Ori mă retrag din această funcție onorabilă de președinte al Federației Române de Canotaj, ori voi lupta cu toate forțele mele ca să readuc canotajul acolo unde îi este locul. Și ați ales varianta B. Eu zic că am reușit extraordinar de bine. Și am reușit nu doar că singur nu poți să reușești. Eu am ieșit campioana olimpică de 3 ori într-o echipă extraordinar de frumoasă. Și când echipa vorbește aceeași limbă și dansează pe aceeași muzică, are niște rezultate de excepție. Iar eu zic că împreună cu această echipă frumoasă am reușit să revenim, la rezultatele canotajului de, să fac așa o comparație, Barcelona 1992. Când băieții și fetele eram pe același cântar, să spun. Balanța n-a înclinat poate puțin mai mult pentru fete, că așa e, fetele sunt mai norocoase, mai
rezistente, mai dornice, băieții sunt mai plângăcioși, dar cu toate acestea am văzut niște curse la băieți care m-au uns pe suflet și așa îmi dă o stare să pot să mă lupt pentru ei cu oricine, indiferent cine ce nume poartă. Ce frumos sună asta. Timp de odihnă bănuiesc că nu există, nu? Nu, la sportiv da, la noi nu. Noi trebuie am să înțeles. Fim sportivii așa au ca nevoie. Albinuțele în stup. Da. Acum trebuie colectivul medical să-i pregătească Vasile, cine e cu dumneavoastră? Vasile Oșan, nu? Sau cine? Mâine antrenorii să regleze și să facă bărcile alea să treacă primele linia de sosire și Dumnezeu sunt convinsă că va fi român și în continuare, că ne iubește. Să rămână avid de mulțumiri, vă lăsăm să vă bucurați. Și a spus doamna Susanu că nu vă scoate din starea asta, vă lasă așa până la sfârșit. Nu vrea să vă liniștească, păi nu nimic poate, să... ea știe că da, nu mă poate da. Deci degeaba cercăm de aici de la distanță. De asta nici nu încearcă. Corect, cine vă cunoaște, da. Noi. Să rămână avid de mulțumiri încă o dată, doamna Lipă, și să dea Domnul să vă mai sunăm, să vă deranjăm. Doamne ajută și hai România! Să rămână, hai România, mii de mulțumiri încă o dată. A fost de la Tokyo, de acolo, de aproape, de lângă cesele acestea, doamna Lipă, și am promis că o mai sunăm. Deci nu poate, ajută, nu poate fi liniștită. Dar nici nu e nevoie să fie liniștită. Trebuie să stea în starea asta că-i priește. Da. Și nouă. A avut de tras. Exact cum spunea dumneavoastră, 12 tras, ani, da. Gata, suntem la pământ, da. Să facem a avut nimic. De tras. Am spus că după Olimpiada de la Londra, faptul că a fost prezent acolo și chiar dacă s-a supărat că rezultatele nu au fost așa cum ne-am dorit, a fost un semnal de alarmă la care a fost foarte atentă și a știut ce măsuri să ia. Cum spunea Cătălin Tolontan, și-a pus ochelarii negri ca să mascheze lacrimile atunci, în 2012. Niște lacrimi și de furie și de durere și de da. Lacrimi. Da, dar atunci poate a fost bine să primim o palmă și să vedem că lucrurile sunt în schimbare și că nu mai merge cum eram noi obișnuiți și că toată lumea din jurul nostru a evoluat, pentru că a fost un șoc și pentru noi. Ceea ce am văzut acolo, ce echipe aveau fiecare barcă când pleca la ponton, de câți oameni era susținută. Și noi mergeam, antrenorul făcea și masaj, pentru că masiorul efectiv nu avea timp să facă, o făceau și pe medici câteodată, și pe asistenți. Acum lucrurile stau așa cum ar trebui, sunt pe drumul cel bun. Fiecare este pe bucățica lui. Medicul este medic, antrenorul pe specific este antrenorul de specific, preparator fizic este preparator fizic, nutriționistul și așa mai departe. Nu fiecare mai mergea cu heirupul ăla, hai că cu mergem, câștigăm. Da, nu mai mergea. Ne întoarcem la dumneavoastră că iarăși am sărit. Nu e nicio problemă. Ați ajuns la canotaj. Da. După atletism, după handball. Da, după... da, am ajuns la canotaj. Nu știam atunci, efectiv, nu. Când a venit antrenorul și mi-a povestit despre ce este vorba, cu avantaje și dezavantaje, nu știam. Știam că este ceva legat de apă. Nu făceam diferența cum poate mulți dintre noi nu fac și n-au făcut diferența dintre canotaj și caiac. Ceva știam. Știam e că ceva nu pe e, apă, nu, cu da, barcă. E ceva cu barca. Mi-a plăcut foarte tare. Ați după not? Să nu atingem subiectul ăsta așa. E delicat pentru da. Mine. Da, mă duc la niște dar cursuri. Crede promit, nimeni. Promit că nu mă duc crede la niște nimeni. Cursuri. Da, nu, am pe legitimație, știu să not atât cât trebuie. Am înțeles. În canotaj, da. Și ce m-a frapat pe mine și ce mi-a plăcut ca și primă impresie, faptul că toți erau foarte înalți. Eu dintr-o dată m-am simțit, când am ajuns la canotaj, m-am simțit atât de bine că toate fetele erau la aceeași înălțime. Dar ați fost mică vreodată? Nu. Nu vă mai aduceți aminte, nu, dacă ați fost mică. N-am fost mică niciodată. Și vă simțați acolo? Da. Toată lumea era... Eram așa... Uite, din lumea mea oamenii. Din da. Lumea mea, da. Da. Și ușor, ușor a venit acel gust de competiție, de a câștiga o medalie. Școală aveam. Din spate venea școală. Ceva. Da, clar, clar. Ceva ca lumea. Ce am putut să... Adică dacă am să mulțumesc pentru ceva, este pentru faptul că m-am lipit de un nucleu, de o generație extraordinară de fete. Cum spunea și Uța, nu poți să faci singur. Nu poți să faci singur. Contează foarte mult echipa. Am avut momente în care una sau alta, i s-a întâmplat ceva, a căzut, au fost alte acuzații... Ne-am susținut, ne-am baricadat, efectiv. Am făcut
așa ca o închisoare în jurul nostru și cu federația, bineînțeles, când au fost anumite momente de care nu mai vrem să ne aducem aminte. Și faptul ăsta pe noi ne-a făcut mai puternice, ne-a întărit, ne-a sudat ca și echipă, indiferent ce nume era în echipă, ce vârste era în echipă, pe noi au reușit să ne formeze ca și o echipă indestructibilă așa. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.